Eu sunt nemulțumit că, dacă nu pot, nu pot, dacă nu vreau să vine, eu sunt nemulțumit de ceea ce se întâmplă cu lucrările pe care le face hidroșteceiul Clino, special în Piatru. Deci este inadmisibil. Deja cred că m-am săturat de câte ședințe am făcut cu ei. Și vreau să vă spun că am făcut constatări și vom avea compania de apă. Până când compania de apă îi va strânge ușa. De ce? Da, atunci, acum închidem strada Ramiana, da? Vă dați seama că tot traficul în zona aia, l-am discutat cu ei împreună, am făcut vreme stații poliție, am ținut la vizită la poliție pe managementul traficului. Dar dacă lucrează ritmul ăsta, ne pun în pericol proiectul nostru de mobilitate urbană. Noi nu putem începe lucrurile pe strada Ramiana cu mobilitate urbană, unde avem trotuare, asfalt, piste, biciclete, din cauza lor. I-a pus la aceeași masă, au căzut de comun acord că vor demara hidro și după vor veni în spate, însă să mișcă țin să vă anunț că și compania de apă a făcut solicitări. A făcut adrese despre ritmul lucrărilor. Da, dar autorizația de săpătură este emisă de compania de apă. Corect, corect. Nu asta vă zic. Deci și compania de apă a făcut sesizări către constructori. Inclusiv despre calitatea lucrărilor. E bine. Sigur. Și de ce e important?